Bună ziua și bine ați venit la primul episod din compania ta în cloud. O serie de videoclipuri ce vor prezenta modul în care puteți crea și configura în mod corect un cont în cel mai popular serviciu de cloud din lume, Amazon Web Services. Cui se adresează această serie? Companiilor de orice mărime, mici, mijlocii sau mari, care de-abia pentru aventura lor în cloud și caută informații ce ar putea simplifica și explica primii pași necesari pentru a seta și configura în mod corect contul în cloudul AWS. Aceste informații vor fi prezentate sub forma unei serii de episoade scurte, începând cu introducerea pe care o vizionați acum și continuând cu crearea unui cont, crearea unei organizații, adăugarea de noi conturi, controlul costurilor și alte subiecte importante pentru momentul în care începeți călătoria în cloud. De ce este nevoie pentru a crea un cont AWS? În primul rând, vă este necesar un card de credit sau de debit. Nu este nicio problemă dacă mai târziu doriți trecea la facturare, dar pentru a crea un cont este nevoie de un card. Nu vă faceți griji, nu costă nimic să creați un cont, este doar o măsură de securitate. Al doilea lucru de care aveți nevoie este o adresă de e-mail. E nevoie de o singură adresă pentru a crea contul, dar pentru că noi dorim să procedăm conform bunelor practici, recomandăm să folosiți trei adrese. De ce trei adrese? Pentru că ne dorim să conectăm fiecare dintre aceste adrese cu un cont AWS diferit, iar fiecare cont reprezintă un mediu de cloud diferit. De ce anume dorim acest lucru, vom afla în cele ce urmează. Momentan, haideți să urmăm împreună bunele practici. Revenind la adresele de e-mail, cea mai bună abordare este să aveți adrese de e-mail generice, precum avs, avsdev sau avsprod. Aceste aliasuri nu sunt absolut necesare pentru a trece prin această serie și puteți merge mai departe și înregistra contul AWS folosind adresa personală de e-mail dar dacă doriți să o facem conform bunelor practici, creați un alias pentru compania voastră, precum cele de mai sus. Pentru administrarea centralizată a mediului de cloud, vom folosi un serviciu numit AWS Organizations, un serviciu fără costuri adiționale, dar care o să ne facă viața mult mai ușoară atunci când configurăm conturile AWS. AWS Organizations permite administrarea centralizată a mediilor de cloud al unei companii, indiferent de mărimea acesteia fie că vorbim de un startup la început de drum sau de un business matur și dezvoltat. AWS Organizations ajută la managementul centralizat al facturării, controlul accesului, precum și crearea de noi conturi de cloud pe măsură ce e nevoie de acestea. Serviciul vine fără costuri suplimentare și îl vom testa în cele ce urmează, dar întrucât este un concept important, am dorit să-l aducem o discuție din acest punct deja. De ce avem nevoie de acele trei adrese de e-mail și cu ce ajutăm mai exact AWS Organizations? În episodul următor vom înregistra un cont AWS și o să-l numim contul principal. Folosim prima adresă pentru a-l crea. Apoi, în acest cont, vom utiliza AWS Organizations pentru a crea cu ușurință conturi noi precum producție, dezvoltare sau orice alt cont dorim. Acestea nu vin cu vreun cost adițional. Dar observație importantă! Am tot discutat despre cont AWS, însă acest cont nu reprezintă un user sau un utilizator AWS, ci mai degrabă un container care grupează mai multe resurse de cloud împreună. Dar vom discuta mai în detaliu acest subiecte în cele ce urmează. Acesta a fost sfârșitul părții introductive. Dacă sunteți interesați și mai aveți energie, haideți să mergem mai departe la partea unde veți crea în final un cont AWS.